Copiii ambasadorilor Republicii Moldova vor primi câte 700 de euro pe lună de la stat până la vârsta de 23 de ani. Cel puțin asta prevede proiectul de modificare a legii cu privire la serviciul diplomatic, elaborat de câțiva deputați PAS și votat de majoritatea parlamentară în prima lectură. În document se menționează că tinerii care vor primi lunar 700 de euro trebuie să fie eligibili din mai multe puncte de vedere. Ei trebuie să fie necăsătoriți și să urmeze studii preșcolare, primare, secundare generale sau profesionale, medii de specialitate superioare, învățământ de zi în afara granițelor Republicii Moldova. Potrivit autorilor proiectului, un grup de deputați PAS, în acest moment 123 de copii cu vârsta între 1 și 23 de ani se află în misiunile diplomatice. Atunci când ambasadorii și familiile în țările din vest sau Statele Unite, ei trebuie să încadreze copiilor în sistemul educațional din salariul pe care îl primesc de la stat. Fiind într-o țară cum este, nu știu, Olanda, Danimarca sau SUA și înțelegând noi toți cât de scump este să meargă copilul fie la grădiniță sau la școală în aceste țări, este important noi să susținem corpul diplomatic și să ne asigurăm că profesioniștii merg în aceste țări ca să reprezinte interesele Republicii Moldova. Ori altfel, oamenii pur și simplu refuză să meargă în aceste țări pentru că nu pot să-și întrețină familia acolo. Ina Coșeru a mai precizat că în a doua lectură proiectul va suporta modificări. Ce nu vor fi 700 de euro, dar urmează să discutăm cu colegii care vor fi această indemnizație. Din câte cunosc, în țările europene se practică indemnizație și pentru a aranja copiii în sistemul educațional și alte plăți sociale care fac acest serviciu mai atractiv pentru diplomați. În cazul nostru, noi încă nu am recurs la aceste plăți, pentru a salarii pe care obținesc ambasadorii. Indemnizațiile ar urma să fie achitate din ianuarie 2025 și vor costa lunar bugetul de stat până la 1,72 de milioane de lei pe lună sau peste 20 de milioane de lei anual. Noua prevedere legislativă vizează perioada plasării copiilor în instituțiile de învățământ din afara țării, conform condițiilor stabilite de guvern. Dacă până acum premierul, ministrii, reprezentanții Cancelariei de Stat și alți funcționari publici, potrivit lor, făceau în mod privat și în timpul liber campanie pentru referendumul european, acum guvernul, ca structură oficială de stat, a început să se ocupe de acest lucru. Executivul a lansat un video în care vorbește despre beneficiile aderării la UE. Potrivit filmului, Europa înseamnă pace și siguranță, educație și sănătate de calitate, salarii și pensii mai mari și o viață mai bună pentru un trai decent acasă, libertatea de a călători și fonduri mai mari pentru dezvoltare. Europa pentru tine înseamnă libertate, dreptate și oportunități. Pui umărul și tu, punem umărul noi toți și facem schimbarea. Pentru că viitorul prosper al unei țări este suma alegerilor noastre comune. Canal 5 a încercat să afle de la guvern câți bani s-au dat pentru realizarea acestui film, din ce fonduri, cine este realizatorul, dacă a fost selectat prin tender, dacă banii au fost declarați la Comisia Electorală Centrală, cât de corect este să utilizezi resursele administrative pentru publicitate electorală, dar comunicatorul executivului nu ne-a răspuns la mesaj deocamdată. Am încercat să aflăm și reacția CEC, dacă banii pentru realizarea filmului au fost declarați și dacă se încalcă codul electoral, întrucât nici perioada, nici campania electorală nici nu au început, dar vicepreședintele instituției, Pavel Postică, ne-a rugat să revenim mai târziu. Amintim că bloggerul Eugeniu Lucianiuc a afirmat că și biroul relației cu diaspora face campanie în favoarea unei opțiuni la referendumul privind integrarea europeană pe banii publici. Lucianiuc a publicat un mesaj ce ar fi al acestei instituții guvernamentale dedicat moldovenilor din diaspora. În scrisoare se menționează că toamna aceasta va avea loc referendumul pentru introducerea în Constituție a obiectivului de aderare la
Uniunea Europeană. După 30 de ani de așteptare, moldovenii au șansa de a deveni parte a familiei europene. Astfel vom asigura pacea pe un termen lung la noi acasă, este textul mesajului făcut public de Lukianiuk. Am telefonat atunci la biroul relației cu diaspora pentru a afla dacă mesajul e autentic și în cazul unui răspuns pozitiv, din ce surse financiare sunt expediate astfel de scrisori, cui sunt adresate și dacă nu consideră că astfel încalcă codul electoral, întrucât campania pentru alegeri nici nu a început. De asemenea, am vrut să aflăm la indicația cui sunt expediate astfel de mesaje, însă nimeni nu ne-a răspuns la apeluri. Menționăm că în campania pentru referendum sunt implicate atât primele persoane în stat, cât și deputați și miniștri. Președintele Maia Sandu, șeful Parlamentului Igor Grosu, premierul Dorin Recean, ministrul Andrei Spânu, au vizitat mai multe raioane din țară pentru a discuta cu populația despre plebiscit. Aceștia se deplasează în teritoriu cu mașini de serviciu, utilizând astfel resursele administrative, lucru interzis de lege. De asemenea, reprezentanții autorităților desfășoară campanii de informare și în instituțiile de învățământ, declarând că nu încalcă prevederile codului electoral. Amintim că CECOL a anunțat că în data de 1 august va demara oficial perioada electorală pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional. Campania electorală propriu-zisă pentru scrutin și plebiscit va începe în data de 20 septembrie. Ordinea de zi dată peste cap, acte legislative votate fără publicarea documentelor aferente, legi aprobate în absența deputaților din opoziție și transparență decizională afectată. Acestea sunt doar câteva dintre constatările experților din cadrul Asociației Promolex, după ce au analizat ședința plenară a Parlamentului din 18 iulie curent. Ședința a durat 10 ore, timp în care deputații au supus votului 33 de proiecte, iar cele mai lungi dezbateri de aproape o oră și jumătate au fost în privința ratificării acordului privind vânzarea terenului pentru noul sediu al ambasadei SUA. Ordinea de zi a ședinței plenare a fost modificată în proporție de 300%, iar un rulaj atât de mare a proiectelor introduse pe ordinea de zi afectează atât transparența decizională, cât și nivelul de înțelegere a proiectelor examinate și votate, se menționează în raportul Promolex. Experții asociației au constatat că transparența decizională a fost afectată în cazul a 18 proiecte de acte normative, ceea ce reprezintă 55% din numărul total de proiecte dezbătute și votate. Mai exact, transparența decizională a fost afectată prin faptul că în cazul a 12 proiecte de lege votate în prima lectură, nu au fost publicate actele aferente. Nu au fost solicitate, acordate, publicate avizele Direcției General Juridice, avizele Guvernului, expertiza anticorupție, analiza impactului de reglementare, avizele comisiilor permanente, expertiza de compatibilitate, tabelul de concordonanță, avizele unor instituții. În cazul a 15 proiecte de acte normative, nu a fost respectat termenul prevăzut pentru prezentarea recomandărilor părților interesate, se arată în constatările asociației. Un alt aspect al ședinței din 18 iulie se referă la faptul că mai mult de jumătate din proiectele dezbătute au fost votate doar de majoritatea parlamentară și un deputat neafiliat, pentru că deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au părăsit sala de ședințe. În continuare, unele acte aferente proiectelor examinate în ședințe, de cele mai dese ori rapoartele comisiilor și avizele asupra proiectelor, sunt publicate pe pagina web în ziua ședinței, în timpul examinării proiectelor sau chiar după votarea lor, mai spun experții. Numai în ședința din data de 18 iulie, în cazul a 10 proiecte, actele aferente au fost publicate în timpul examinării. Rapoartele și corapoartele publicate în timpul ședinței au fost aprobate chiar în ziua ședinței plenare, ceea ce afectează semnificativ transparența decizională a legislativului, mai constată raportul Promolex. Amintim că în perioada 2021-2025, Promolex și-a propus să monitorizeze activitatea Parlamentului Republicii Moldova, în special din perspectiva transparenței, legalității și eficienței procedurilor. Experții asociației constată de fiecare dată numeroase abateri în acest sens. Să
s-a împlinit un an de când Evgenia Guțul a devenit bașcanul poporului găgăuz. O copilă firavă, dar cu un caracter de fier, muncitoare și săritoare la nevoie. Anume așa, cu mândrie în suflet, vorbesc despre ea consătenii din satul Etulia, Autonomia Găgăuză. Mereu au știut că dorința de a face lumea mai bună o va aduce pe cele mai înalte culmi. Etulia a fost satul de unde a pornit. Acolo a mers să o descoperim și noi, prin ochii celor alături de care a copilărit și care au îndrumat-o în viață. Profesoara de limba găgăuză, cea care timp de 5 ani a fost și diriginta Evgeniei Guțul, și-a amintit cu mândrie de anii care au format-o ca personalitate. Fiica profesoarei învață în aceeași clasă și o cunoaște pe Evgenie atât ca elevă, dar și în calitate de colegă de clasă. Tamara Grozdieva ne-a povestit că Evgenia a fost mereu o elevă responsabilă și ageră. Ținea totul în mâinile sale. Niciodată nu-și lăsa colegii în urmă și îi ajuta atunci când aceștia întâmpinau greu. A crescut într-o familie frumoasă și nu era zi ca părinții să nu se intereseze de succesele ei. Profesoara ne-a mai spus că pentru Evgenia Guțul nu existau obstacole și toate sarcinile pe care le avea în școală le realiza cu succes. A crescut într-o familie foarte bună. Părinții erau la fel de responsabili, veneau de fiecare dată la școală, sunau, mă întrebau despre succesele ei, se întâlneau și cu alți profesori. O ajuta la învățătură să îndeplinească toate aceste sarcini pe care le avea. Dădea dovadă de implicare activă nu doar în clasă, dar participa și la viața școlii. Dorea să se implice la fiecare eveniment, tindea să fie în roluri principale, să fie responsabilă de organizarea acestor evenimente. Și iată așa, de la o zi la alta, noi o implicam în tot mai multe activități, pentru că era o fată responsabilă, foarte serioasă, foarte binevoitoare și, plus la toate, mai era și foarte corectă. Dacă cineva își supăra colegul, ea lua apărarea celui supărat sau în situații mai neclare. Ea de fiecare dată lua apărarea celui neîndreptățit. Iată așa era ea. Tamara Grozdieva a știut dintotdeauna că prin caracterul unic pe care îl are Evgenia va ajunge un om mare și că va depune suflet în tot ceea ce face. Iar acum se mândrește și mai mult când știe că a educat un bașcan al găgăuziei. Malincă, hrupcă, tăcaia, nu всегда уверенная. Atât de mică, firavă, dar întotdeauna încrezută în sine. Și iată că nu s-a temut. Bravo! Eu sunt foarte bucuroasă pentru ea. Eu chiar mă mândresc că e anume eleva mea. Eu uneori zic că probabil sunt puține astfel de situații în Găgăuzia, în Moldova, când propriul elev ajunge bașcan, conducător, mai ales o fată frumoasă, drăguță, dar responsabilă, căreia nu îi este frică, este bravo. Profesoara ne-a arătat și nouă unele fotografii de pe timpurile când Evgenia Guțul era elevă și adolescentă. Dascălul mai păstrează și astăzi o panglică roșie de absolvent, pe care au purtat-o elevii din promoție. Evgeniei. Aici îmi amintesc că aici este întâlnirea cu absolvenți, iar aici ea dansează în prim plan. Pe lângă faptul că este o persoană puternică și bună la suflet, Evgenia Guțul este înzestrată și cu un talent artistic. Directoarea Casei de Cultură din Etulia ne-a povestit despre activitățile la care a participat cu mult entuziasm bașcanul. Anume, în Casa de Cultură și-a descoperit aptitudinile. Frecventa punctual cercurile de dans și cel de muzică, iar la toate sărbătorile era mereu printre cei mai activi participanți. Niciodată nicomu niciom ne-a отказывал. Nu refuza nimic niciodată. Dacă trebuia să participe la evenimente sau sărbători, de fiecare dată era prima. A învățat foarte bine și era o fetiță foarte străduitoare, iar pe colegii care învățau puțin mai slab, de fiecare dată încerca să-i încurajeze. Băieți, trebuie de învățat. Trebuie de învățat pentru că suntem deștepți și trebuie să avem carte. Pot spune cu plăcere și mândrie că am înțeles că această verticalitate pe care o manifesta în discuțiile cu colegii și prieteni ei, fiind acum în rolul de bașcan, se simte că are o putere, că va ajunge înainte, va lupta și își va atinge scopurile, indiferent de orice.
Cu mândrie și respect vorbesc astăzi despre Evgenia și sătenii din Ietulia. Oamenii ne-au spus că ea a fost nu doar un copil care a dat dovadă de caracter puternic și bunătate, dar s-a bazat întotdeauna pe valorile spirituale pe care i le-a cultivat familia, cei care au educat-o în calea ei spre viitor. La acea vreme era o fată luptătoare, îi punea la cale pe toți, dar iată, niciodată nu arunca vorbele în vânt. Când a fost anunțat că Evgenia Alexandrovna Guțul va candida pentru funcția de bașcan, nu m-am gândit niciodată că Jenea putea lua în mâini o întreagă găgăuzie, dar am avut în suflet un sentiment că ea va reuși, pentru că ea, cum am spus, este o fată luptătoare și niciodată nu se va lăsa intimidată. Văzând-o în prezent, pot să spun că este bravo. Este foarte cinstită și cred că în toți acești ani i-a crescut și a devenit nu pur și simplu Evgenia Alexandrovna. Iar acest lucru ajută să obțină multe în viață, să facă ceva pentru oameni, să se gândească la noi toți. Desigur, ne mândrim cu faptul că bașcanul este din satul nostru. Ne mândrim că a copilărit pe strada noastră. Ea își va atinge cu siguranță scopurile. Noi o vom ajuta cu ce vom putea. Noi avem încredere în ea. Но мы верим в нее. Евгению Гуцул, Женю, я знаю с детства, мы жили недалеко друг от друга, она дружила с моей сестрой. Pe Evgenia Guțul o cunosc din copilărie. Trăiam nu departe una de alta, iar ea prietenea cu sora mea. Au crescut în anii 90, atunci era greu. Salariul nu se achita lunar, iar părinții noștri erau nevoiți să plece peste hotare. Ele au prins acea perioadă când părinții erau departe de casă. Ea a crescut în acea perioadă responsabilă. Mama și tatăl ei erau la muncă, iar asta a făcut-o mai puternică. A avut scopuri și probabil luptând pentru o viață mai bună. Ea a ajuns și la timpul când a devenit bașcan. Știind toate aceste greutăți ale oamenilor, ea se străduie să le facă o viață mai frumoasă celor care trăiesc în Moldova, în Găgăuzia, ca să trăiască toți în pace și să nu ducă lipsa de nimic. De fiecare dată când are ocazia, bașcanul autonomiei Găgăuzie, Evgenia Guțul, se întoarce cu cea mai mare bucurie în satul ei de Baștină. Aici găsește puteri și inspirație când pornește proiecte de dezvoltare pentru a le asigura oamenilor o viață mai bună. De fiecare dată este întâmpinată cu îmbrățișări calde și urări de bine din partea consătenilor, iar ea le ascultă cu toate doleanțele, că mai apoi să le realizeze.